Suntem pe platoul de filmare a unui videoclip, au trecut câteva luni. C100 l-a ajuns la tine, Marius, ce părere ai? Ce să spun, Edi, deci despre C100 și bune și rele. Partea bună e că e o cameră fantastică, adică este o cameră video, nu este un DSLR. Ai funcțiile care ai visat să le ai pe un DSLR. Un codec puțin mai slab, să zicem, decât pe un DSLR, dar eu zic că compensează prin calitățile, să zicem așa, profesionale care le are pentru sunet, în plus pentru imagine și în special pentru suflet, pentru că e o cameră fantastică. Așa e. Și form factor, mă gândesc că e cu totul altfel. Da, deci e acela, după cum se și vede, acum ai alte posibilități de a o manevra, poți să, mă rog, eu folosesc și cum trebuie, m-am făcut chiar și un dispozitiv cu un magic arm pe care îl folosesc la filmările, să zicem așa, din timpul mersului și e chiar ok cu un stabilizator de imagine pe obiectivul ăsta, un 17-55 cu 2.8 IS, e foarte bun. Super! De cât timp o ai? O am de circa 3 luni, e o cameră minunată. S-a dat și un update de firmware acum, și cu bune și cu rele, în sensul că cu bune poți să lăsi un obiectiv STM de la Canon, e un 18-185 STM. E un obiectiv care pur și simplu te ajută la un focus, un continuu focus. Nu mai trebuie să fii stresat tot timpul, picking, focus. Trebuie testat și ăla, sincer, n-am apucat să-l testez încă, dar super. Merge, deocamdată. Să o stăpânești sănătos. Mulțumesc și mulțumesc celor de la F64, bineînțeles. Ei l-au adus și chiar ok. Mulțumesc.